Hristos a înviat. Hristos a înviat. Iubiți credincioși, de fiecare dată, în jurul sau în apropierea marelui practic al învierii Domnului nostru Iisus Hristos, care este ca un soare luminos, soarele dreptății, lumina cea adevărată care apare pe volta cerului spiritual și pe fața pământului totodată, în jurul acestui soare apare ca un luceafăr sărbătoarea închinată Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, Luptătorul de Sfinți. Și de ce spun lucrul acesta? Tocmai pentru faptul că acest luceafăr îți primește lumina din Hristos, Soarele Dreptății. Acest Sfânt își primește Sfințenia de la Hristos, Cel Sfânt și Dumnezeu adevărat și om adevărat. Acest mucenic își primește puterea mucenicii din jertfa de pe cruce a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Și iată că în viața Lui, în toată așezarea Lui duhovnicească, Sfântul și Marele Mucenic Gheorghe este numit purtător de biruință. Dacă vă uitați pe Sfântul Antimis, dacă vă uitați pe icoanele Sfântului, dacă vă uitați pe Sfânta Cruce, dacă vă uitați în anumite cărți de Sfântul, o să vedeți această pecete Iisus Hristos Nica, unde Nișica înseamnă biruință sau biruitorul. Este cel care a biruit cu adevărat. Și ce a biruit Mântuitorul Iisus Hristos? Prin răstignirea Sa, prin punerea Mământului, pogorârea La Iad, învierea, înălțarea și trimiterea Duhului Sfânt în lume, Hristos a biruit moartea, L-a biruit pe diavol, a biruit stricăciunea. De fapt, adevărata luptă este aceea care se duce împotriva demonilor și nu împotriva lumii acestea. Pentru că spunea Apostolul frumos, lupta noastră nu este împotriva trupului și a sângelui, ci împotriva domniilor, stăpâniilor, întunericului care sunt în văzduhuri. Și dacă ne uităm mai cu atenție, mai cu profunzime, în viața Sfântului Marele Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, o să vedem că El, Cel care omoară balaurul, cum îl vedem în icoane, de fapt a avut o biruință atât interioară cât și exterioară. Înainte de a avea biruința în fața lumii, în fața poporului, în fața mai marilor, în fața împăratului, în fața stăpânitorilor, El a avut o biruință interioară în inima Sa, împotriva duhurilor necurate, împotriva tuturor patimilor din ființa Sa. Pentru că era un creștin din familie, era slujitor al lui Hristos, se închina în credința cea adevărată și Dumnezeului cel adevărat, și a păstrat curățenia trupească și fecioria, și a păstrat tinerețile sale frumoase și alese, și a păstrat o așezare în viață și slujea împăratul, dar slujea mai mult decât împăratului, slujea împăratului cerului decât împăratului pământului. Și iată că într-o viață virtuoasă și cuvioasă a trebuit să treacă la nivelul următor, nivelul mărturisirii, iar la nivelul mărturisirii să treacă la nivelul muceniciei în fața lui Dumnezeu și a tuturor. Vă spun lucrurile acestea pentru că prin virtuțile pe care le-a cultivat de mic în sânul familiei, iată că a devenit respectat și a devenit cinstit, dar mai mult decât atât, a devenit biruitor în el însuși. Pentru că doar în clipa în care a biruit patimile trupului, el a putut să biruiască toate ofertele lumii acesteia. Doar în clipa în care, adică să biruiască patimile trupului, doar în momentul în care l-a biruit iubirea de arginți, de slavă și de putere, a putut să biruiască tot ceea ce îi prezentau împăratul cu toți aleșii lui ca să îl momească, să se lepede de Hristos. În momentul în care el a biruit patimile sufletești, el nu s-a mai temut de nimic. Pentru că uitați-vă, frățiile voastre, a crescut duhovnicește până în momentul în care Dumnezeu l-a chemat la mărturisire. Dar în Imperiul Roman, cum ați auzit în viața Sfântului Gheorghe,
Era o putere organizatorică fantastică. Dar în spatele acestei puteri de organizare era o altă putere ocultă care o stăpânea pe aceasta. Și împăratul cerea sfatul și ajutorul de la vrăjitori care slujeau demonilor, adică idolilor. Și acești vrăjitori aveau puteri satanice cu care conduceau prin împărat lumea. Deci lupta duhurilor necurate este aceea ca prin conducătorii lumii acesteia să stăpânească oamenii, să-i țină cu mintea în necredință, să-i țină cu mintea în frică și teroare, să se lepede de adevăr, de lumină și de Hristos și să-i închine idolilor de tot felul. Dar la un moment dat împăratul are o discuție cu unul din slujitorii săi oculți, cu unul din vrăjitori. Iar acesta la rândul lui pune întrebarea stăpânului său, adică satanei și demonilor. Cum să facem noi ca să ne stăpânim și mai mult asupra lumii, asupra poporului? Și a auzit glas de la demoni. Nu putem, pentru că ne stau împotrivă cei care sunt lumina lumii. Ne stau împotrivă cei care sunt slujitorii lui Hristos. Ne stau împotrivă creștinii care prin viața lor curată se împotrivesc duhurilor necurate și prin această trăire a lor nu putem noi să împlinim planurile noastre satanice de stăpânire a lumii. Era o ordine mondială la vremea aceea, iubiți credincioși, care Roma, prin imperiul pe care îl impunea, vrea să conducă toată lumea. Era și atunci, ca și acum, dar numai că acum este la o scară mult mai înaltă. Ce împiedica pe satana și pe conducătorii lumești ca să înfiereze pe tot sufletul cu capul și cu mintea în pământ? Îi împiedica credința cea adevărată. Și atunci s-a făcut un sfat, s-a făcut hotărâre, s-a făcut, să zic așa, o întâlnire la nivel înalt, prin care împăratul, cu toți cei care au supus lui, cu toți consilierii lui, au luat o decizie să-i pună pe toți din Imperiu să jertfească idolilor în mod văzut, să se lepere de credință, să se lepere de Hristos și să închine idolilor. Atunci a venit vremea mărturisirii. Chiar dacă Sfântul Gheorghe făcea ascultare de împărat, el își ținea credința în sufletul său, în viața sa, în familia sa. Dar în momentul în care a venit momentul mărturisirii, când a venit clipa în care el trebuie să spună cu adevărat ce este în sufletul său, nu s-a mai uitat la nimic. Nici la tinerețile lui, nici la frumusețea lui, nici la averea lui, nici la neamul lui, nici la puterea pe care o avea lumească, nici la tot ceea ce era sub stăpânirea sa, s-a lepădat de toate într-o clipă, s-a dus în fața împăratului și a mărturisit. La care aceasta îl întreabă, ce te determină pe tine, tânărule, bogatule, frumosule și toate celelalte care le avea el? Pentru că îl învia cu tot soiul de cuvinte, să zic așa, amăgitoare. Ce te îndeamnă pe tine să renunți la toate pe care le ai? Și a răspuns un simplu cuvânt, adevărul. Adevărul, iubiți credincioși, este cel care l-a determinat pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe să se lepede de toate, chiar de trupul său, și să mărturisească în fața împăratului. Dar Bunul Dumnezeu, când lucrează pentru un asemenea om, să știți că nu lucrează doar pentru el. Pentru că ați văzut că a înviat mortul, ați văzut că a făcut minuni, ați văzut că nu era afectat trupul lui de suliță, de sabie și toate celelalte, care el era lovit și împuns. Tocmai pentru ca să se mute credința din inima lui Gheorghe în inima tuturor celor care vedeau minunile. Pentru că Dumnezeu face minuni prin aleșii săi, nu ca să prezinte lumii cât de grozavă e credința noastră, ci să întărească inimile oamenilor în credința cea adevărată. Dumnezeu nu face demonstrații de forță, iubiți credincioși. Și atunci, ce s-a întâmplat? Acel vrăjitor care era supus al împăratului, dând acea probă cu învierea mortului, iată că și el s-a convertit, pentru că nu mai avea ce să mai răspundă. Și toți cei care erau împrejurul lui au rămas muți. Dar unii atât de întunecați erau la minte cum era împăratul și câți mai erau în jurul lui, încât au avut în gând să omoare din nou pe cel înviat, să omoare pe Sfântul Gheorghe care a făcut minunile, să asupe cu totul puterea aceea pe care o avea el
și în loc să se smerească și să vadă că El deține adevărul, că El deține închinarea cea adevărată, că Dumnezeul cel adevărat este Cel pe care îl cinstește Gheorghe, în mintea lor, la fel ca și iudeii, care l-au văzut pe Lazar înviat, au avut același gând, să-L omorâm pe Lazar și pe Hristos. Acum ce gând au avut? Să-L omorâm pe cel înviat și pe Gheorghe. Același demon, aceeași lucrare, aceeași stare. Dar Dumnezeu ce face? Își convertește toate atacurile care au venit împotriva Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, le convertește și în felul acesta trimite credința cea adevărată în inima a sute și sute de oameni. Vă spun lucrurile acestea ca frățiile voastre să aveți o icoană din trecut care se potrivește perfect cu ceea ce se întâmplă în ziua de astăzi. Pentru că Imperiul Roman, să știți că nu s-a sfârșit. O nouă ordine mondială este acum sub ochii noștri în plină desfășurare și în plină creștere, să zic așa. Acei oameni care sunt la conducerea lumii acesteia dețin puterea lumească, dar în spatele lor au lojile, au închinările framasonice, au slujirea la Marele Arhitect al Universului, au fel de fel de ritualuri satanice, au ocuți, vrăjitori și susținători ai satanei care îi țin, să zic așa, în puterea lumească, primesc sfat ca niște teleghidați de la aceștia și au un singur scop. Să pună stăpânirea asupra lumii, să-i scoată cu totul pe cei care sunt închinători la Dumnezeu cel adevărat, iar lupta cea mare care se duce în ziua de astăzi, să știți, frățiile voastre, este lupta împotriva credinței cele adevărate. Și atunci, dacă pe timpul comunismului, luptându-se împotriva credinței, s-au scos mii și mii de ucenici, iată că acum s-a întors lucrarea și începe să se lupte mai pervers, mai parșiv și mai viclean, prin diluarea credinței noastre ortodoxe, prin acel ecumenism de care v-am vorbit de fiecare dată la Sfânta Liturghie. Ecumenismul acesta, să știți că este erezia tuturor ereziilor, este o deviere la dreapta credință, este o lepădare de Hristos într-un mod subtil, păstrând totuși o anumită formă exterioară ortodoxă și dacă se reușește devierea de la această credință pe care o păstrăm din moși strămoși până la Mântuitorul Iisus Hristos, dacă se reușește această deviere, să știți că Satana și-a împlinit misiunea. Dar trebuie să luăm de model pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe și să sacrificăm totul pentru adevăr. Să biruim frica din inima noastră. Pentru că ați văzut, frățile voastre, cum a spus ieri la predică, trebuie să biruim toate fricile. Și pe o parte l-a luat pe Sfântul Gheorghe cu amenințări, spunându-i, dacă nu vei renunța la credința ta, îți vom lua funcția de general. Dacă nu vei renunța la închinarea cea la Hristos, nu vei mai fi atât de puternic lumește, nu vei mai avea avere, nu mai vei avea familie și ne vom lua chiar de cei apropiați ai tăi. Dacă nu vei reuși, dacă nu te vei lepăda de această credință pe care noi ne împiedică, noi te vom face să ajungi un nimeni și poate îți vom lua și viața. Și după ce l-a amenințat și a văzut cu cine nu are, n-are cu ce să facă cu el, au început să-l lovească la nivelul trupului. Să-l împungă, să-l taie, să-l chinuie, dar n-a reușit pentru că puterea lui Dumnezeu și de fapt adevărul era cu el. Și apoi a luat-o pe partea cealaltă, pentru că Satan așa lucrează. Odată prin comunism, odată prin capitalism, odată prin foc, odată prin apă, odată prin mânie, odată prin poftă, odată prin teroare și odată prin propuneri de tot felul, ca să-ți moaie credința cea adevărată și voința cea puternică de a rămâne în adevăr. Și atunci, Sfântul Mare Mucenic Gheorghe a rezistat la aceste lovituri, dar a rezistat și la celelalte care erau niște învieri. Adică, dacă vei rămâne cu noi, dacă te vei închina la idol, dacă te vei dezice tu, Gheorghe, de toate mărturisirile tale, dacă tu vei renunța la tot ce ai spus până acum, că idolii noștri sunt demoni și că toate credințele noastre sunt niște rătăciri, dacă îți vei retrage tu, Gheorghe, toate mărturisirile tale de credință de până acum, iată că noi îți vom da înapoi onorurile, îți vom da înapoi cinstea, îți vom da înapoi puterea și iată că pe o parte și pe alta, sufletul lui Gheorghe a trecut prin aceste două, să zic așa, extreme în care era tras de către demoni. Nu s-a temut de nimic.
pentru că privirea lui era în sus. Și era în sus unde? Dacă ați fost atenți la apostolul care s-a citit astăzi, a fost apostolul în care Sfântul Mare Mucenic și Arhidiacon Ștefan era lovit cu pietre, era lovit prin cuvinte de toți ai lui, era băgat în îndoială și el mărturisea pe Dumnezeul părinților lui și în timp ce era plin de sânge și de loviturile acelea cu pietre, el se uita în sus, avea o teofanie, îl vedea pe Fiul omului cu trup transfigurat, stând de-a dreapta lui Dumnezeu Tatăl, îl vedea pe Mântuitorul Iisus Hristos și din această vedere să știți că el prindea putere și nu îl mai interesa ce se întâmpla în jurul lui. Ba mai mult decât atât, îl interesa doar un singur lucru, ca să nu se piardă sufletele vrăjmașilor lui, ca să nu se piardă cei care îl loveau cu pietre. Îl durea inima și spunea, iată-i Doamne că nu știu ce fac, pentru că el vedea și ei nu vedeau. El cunoștea adevărul și ei nu cunoșteau adevărul. Așa s-a întâmplat și cu Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, aceeași lucrare duhovnicească. Aceeași la același lucru, să știți, frățile voastre, că se întâmplă și în ziua de astăzi, pentru că de la episcop, la preot și până la ultimul creștin, vom da proba aceasta a mărturisirii în ziua de astăzi. Grav este că prin sinodul acela tâlhăresc din Creta, despre care v-am vorbit până acum de foarte multe ori, s-a picat proba mărturisirii de către generalii noștri, de către episcopii noștri. De frica de a nu-și pierde onorurile, de frica de a nu-și pierde scaunele, de frica de a nu-și pierde puterea lumească care încă o au, l-au trădat pe Hristos, iubiți credincioși, și a acceptat, ca și biserici, alte biserici, au acceptat ca o har și botez și alte confesiuni creștine, au acceptat fel de fel de trădări la nivelul credinței și în felul acesta ei n-au fost biruitori asemenea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe. A venit vremea în care în sinodul local au implementat aceste rătăciri și au mai pierdut o luptă și n-au fost purtători de biruință. A venit vremea în care au mers mai departe pentru că li se impune și au transmis în popor o broșură prin care se spune că sinodul din Creta cu toate hotărârile lui sunt bune. Și s-a dus până la nivelul poporului. De ce? Pentru că bunul Dumnezeu îngăduie. De ce îngăduie Dumnezeu lucrul ăsta? Ca să dea proba mărturisirii și preoții, să dea proba mărturisirii și creștinii, să dea proba mărturisirii și a alegerii fiecare dintre noi. Și dacă am spus proba aceasta alegerii, vine să spun acum o glumă legată de icoana Sfântului Mare Mucenic Gheorghe. Era o băbuță care venea și se închina la icoana Sfântului Gheorghe. Și îl săruta și picioarele Sfântului, dar îl săruta și pe balaură. Și spune, dar de ce faci mamaie lucrul acesta? Păi cine știe unde o ajunge eu? Nu mai bine să mă pun bine și cu balaurul și cu Sfântul? Această duplicitate, iubiți credincioși, dincolo de gluma aceasta, este, de fapt, legea care guvernează pe fața Pământului. Oamenii se pun bine și cu Dumnezeu, se pun bine și cu lumea. Și confort. O să aibă și credința în biserică, dar se leapădă și de Hristos în mediul în care se află ei și în societatea în care se află ei. Dar uitați la Sfântul Mare Mucenic Gheorghe. Întâi a biruit duhurile necurate care atacau sufletul lui prin virtuțile care sunt contrare patimilor legate de aceste duhuri și apoi a biruit duhurile acestea în văzul lumii până când l-a biruit și pe Satana, pentru că biruința Sfântului Mare Mucenic Gheorghe a fost mai mult asupra Satanei decât asupra împăratului acela care era un om muritor. De aceea noi trebuie să luăm acest model al Sfântului Mare Mucenic Gheorghe. A fost om firesc ca și noi, a fost om cu neputințe ca și noi, a fost om din lumea aceasta ca și noi, a avut și el prieteni, a avut și el familie, a avut și el de toate, dar totuși a renunțat la totul pentru Hristos. A avut curajul mărturisirii. Iar dacă este cineva în ziua de astăzi care spune, da, cu adevărat, ecumenismul este erezie, da, au greșit episcopii că au semnat în Creta acele documente care sunt împotriva bisericii, da, toți preoții recunosc lucrul acesta, să știți, frățile voastre, dar de frica de a nu fi scoși din sistem, de frica de a nu fi lăsați fără parohie, de frica de a nu fi chemați la interogatorii, așa cum a fost chemat Sfântul
mare mucenic Gheorghe, de fiecare dată se pune întrebarea de ce ai făcut lucrul acesta și va trebui să spună lucrul care a spus Sfântul Gheorghe, adică a mărturisit de dragul adevărului, iată că preoții tac, iată că poporul este neinformat, iată că arhiereii, chiar dacă și ei cred lucrul acesta, pentru că săracii, să știți că au fost și compătimim și spunem la fel ca Sfântul Mare Mucenic Ștefan, iartă, Doamne, că nu știu ce fac, dar parcă am spune-o cu jumătate de inimă, pentru că ei știu ce fac. Și de ce spun lucrul acesta că știu ce fac? Pentru că arhiereii care au trădat în Creta, să știți, frățiile voastre, că au fost crescuți de mici, în seminarii, în facultăți de teologie, a fost trimis și în străinătate la universitățile papistașilor și protestanților, a fost convertiți acolo mai mult în credința lor decât în credința noastră, a fost instruiți în ecumenism, puși aici cu ajutorul statului, adică a cezarului, a fost puși pe funcții tocmai pentru a devia biserica de la dreapta credință. Iar acum ei, sufletul lor se află în această îndoială. Să sărute piciorul Sfântului Gheorghe sau să-l sărute pe balaurul care i-a pus pe funcții. Dacă fac un lucru, își pierd viața și puterea din lumea aceasta. Dacă îl fac pe celălalt, rămân pe scaune. De aceea trebuie să spunem lucrurile tranșant și răspicat. Nu mai este vremea acestei duplicități care a pus-o fiecare dintre noi. Pentru că, uitați-vă ce se întâmplă în lumea aceasta. Creștinii sunt prigoniți, creștinii mor pe capete. Și această nouă ordine mondială care a luat țară după țară și a convertit-o la acest plan mondial n-a făcut altceva decât să distrugă tradițiile, să distrugă neamurile, să distrugă credințele cele adevărate. Dar punctul maxim, să știți, frățile voastre, că este Biserica și Ortodoxia. Pentru că atâta timp cât este credința adevărată, lucrează Harul. Atâta timp cât lucrează Harul, pe Sfânta Masă avem Sfânta Liturghie și pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Atâta timp cât pe Sfânta Masă este Mântuitorul Iisus Hristos, puterea noastră este maximă pentru că se bate pentru noi Împăratul Cerului și a Pământului cu toate puterile Întunericului din lumea aceasta. Și dacă noi creștini am înțelege ce putere avem noi, cât de tare se teme Satana și de toate aceste organizații mondiale, de rugăciunea noastră, de pocăința noastră, de smerenia noastră, de liturghia pe care noi o avem în fiecare Sfântă Biserică, am umple bisericile de creștini, ne-am împărtășit cu toții cu Sfintele Taine, am devenit niște potire vii, am merge în lume cu starea mielului, adică cu starea smereniei și am biruit pe toți lupii aceștia răpitori care încearcă să biruiască Biserica lui Hristos. Dar durerea cea mare este că noi preoții încă nu avem curajul mărturisirii. Dacă preoții ar mărturisi ceea ce gândesc în inima lor, să știți că parohiile s-ar schimba. Dacă parohiile s-ar schimba, să știți că s-ar schimba fața acestei țări și acestei lumi. Pentru că spunea frumos cineva, nu există criză economică, nu există criză politică, nu există criză socială, nu există nicio criză. Există doar o criză spirituală, o criză morală, care în clipa în care se înclină așa relația cu Dumnezeu, apar toate crizele pe orizontală de pe fața Pământului. Dacă vrem să ieșim din aceste crize, trebuie să avem puterea mărturisirii, puterea de a sta în adevăr, puterea de a sta în Hristos, de a-i urma pe toți acești mucenici care vedeți pictați pe Sfânta Biserică, pentru că este culmea să citești viețile lor, să le cânți troparele, să stai la Sfânt la strană și să le citești acatistele, iar în viața de zi cu zi să fii un trădător și să spui invers la fel decât cum au spus ei în momentul în care au mărturisit. Fiecare trebuie să avem în inima noastră cuvântul acesta care spune cui se pare că stă, să ia aminte să nu cadă. Cui se pare că este mare mărturisitor, să ia aminte să nu ajungă trădător. Cui se pare că este mare slujitor al lui Hristos, acum se bate cu pumnul în piept și aviz nouă tuturor că suntem în credința cea adevărată, să avem grijă ca nu cumva să deviem ori într-o schismă prin zelotism, ori într-o altă erezie inventată și să nu stăm în smerenie și pe calea bisericii să facem mai mult decât ne este nouă dat să facem. Și să nu avem cumva dragostea de aproapele. Pentru că Sfântul Mare Mucenic Gheorghe s-a jertfit nu pentru el, ci s-a jertfit pentru toți cei care erau acolo, în jurul lui,
ca să le trezească conștiința, ca să rămână statornici în credința în Sfânta Treime, ca să nu cumva să se înduplece la prigoana pe care o pregătit-o și a pus-o la cale împăratul cu toți slujitorii lui. Deci noi toți trebuie să înțelegem că lupta cea mare se duce în văzduh și în văzduhul inimii. Lupta cea mare se duce cu satana și cu demonii și cu nucul lumea aceasta, iar nu există o armă mai puternică decât smerita cugetare împotriva demonului, decât rugăciunea lui Iisus, rugăciunea neîncetată împotriva tuturor gândurilor rășmașe și mai mult decât atât, nu putem birui fără împărtășirea continuă cu Sfintele Taine. Îl rugăm pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe să ne fie protector, să ne fie rugător pentru noi, să ne fie un sprijin în toate frământările și în toate luptele noastre. Îl rugăm pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe ca și general să dea râvna cea adevărată tuturor celor care ne conduc, ca să ne ducă și pe noi pe calea dreptei credinței, în primul rând, ca să ajungem în Împărăția lui Hristos. Amin.